Deci 104,75. 104 cu 75. Uitați la fală de Kiss FM, 104 cu 75 cu filtru de 150 de kHz. Așa ceva nici neam de neam în România să mai vadă. Deci, la 50 de kHz, distanță de 104 cu o muzical. Iar 104 cu 7 la auziți în acest moment. Bun, acum mergem la celălalt aparat de radio. Ăsta era să încadă. La 104 cu 7. Deci 104 cu 6. Mergem la 104 cu 7. Iar la 180 de kHz, deci nu 230, 180, deci 104 cu 7 a stupat de plaja muzicală. Ia, stai să-i dăm cu 65, hai să vedem. Da, cu 65. Deci 104 cu 65 deja e chisă că. Dar nu mai înțeleg asta, frate, uite. Și cu 6 e mai bine. Și cu 6 e mai bine, din cauza că ți aruncă plaja, ți aruncă în jos. Da? Aha. Bun, deci, o chestie care pot să zic revoluționară și primul om care a descoperit. Deci eu vă zic la nivelul României, primul om care a descoperit 104 cu 75 Kiss FM-ul. Deci așa ceva, sincer, n-o să mai vedem. Convingeți-vă. Da? Ce este 104 cu 8, da? Este 104 cu 8, da? Mă, firă la dracu, 104 cu 8 e Kiss FM, mă? Mă, ce cuz muzical mai ăsta mânca mi-ar nasul? Ia uite! La mine e clar că am răsut o plice tare. Ia uite! La mine muzical e Kiss FM, este el! Uite! 104 cu 8! Ia, stai! Hai că a fost sărafala aia! Aaa, își lăsă puterea la Kiss FM! Ia! Cu 6 nimic, mort! Deci vă fac de X-uri aici! Hai că ne întâlnim în alt film, pentru că așa ceva n-o să mai vadă! Ciao! Ciao,